Kovács a mers pe mâna craiovenilor în campania pentru mondialul din 1982, dar calificarea s-a pierdut la mustață în meciurile de acasă cu Ungaria și Elveția. Primul terminat la egalitate 0-0, al doilea pierdut cu 1-2. La Budapesta au fost în teren 7 maximi, Negrilă, Ștefănescu, Tilihoi, Beldeanu, Balăci, Crișan și Cămătaru. Românii au ratat mult, dar ungurii au câștigat cu 1-0. În retur a lipsit Tilihoi accidentat, dar a apărut Țicleanu pe lângă ceilalți 6. A fost un joc pe care gazdele l-au câștigat cu noroc, cu șansă. Noi am evoluat foarte bine, cei 7 jucători de la Universitatea Craiova au jucat foarte bine. Sigur că am luat un gol pe defensivă, pe o gravă greșeală al Munteanu 2 de la Sport Studențesc. 33 de ani. Ce tineri eram. Da, mi-aduc aminte că aveam două meciuri, unul după altul acasă, cu Ungaria și Elveția. Ne trebuiau minimum 4 puncte ca să avem șanse mari să ne calificăm. Cu 6 eram calificați. Ungurii nu s-a jucat deloc, de absolut de rău. Mai că am ratat mult, mi-aduc aminte că Puiu Urbănescu a ratat o ocazie din 6 metri incredibil. La București. Și după care, la 3 zile, Ișicova s-a luat. Nu mai știu câte zile au fost 4. Ișicova și-a schimbat aproape jumate din echipă și am pierdut cu Elveția. Iar acolo am pierdut 1-0, după ce am avut eu iarăși o ocazie foarte bună și am dat mingea în bară. Aduc aminte de acel meci, 1-0 am fost învinși pe Neft Stadion. La o greșeală, zic eu, a repozat lui Sara cu Ion Munteanu, care a jucat la Sport Județesc, fundaia stânga. Ulterior m-am întâlnit cu el Săracu și mi-a spus că, într-adevăr, nu a fost recuperabil întru totul și totuși a riscat și la gol a greșit. Dar am avut șansa returului, unde am făcut 0-0 și așa s-au dus toate șansele noastre de a pierde, să mergem la campionatul mondial din Spania. Dacă Beldeanu și Tilihoi sunt optimiști și nu concep ca România să nu bată, Balaci este mai pesimist. La ora actuală, cred că România este peste nivelul Ungariei ca joc. Și atunci trebuie să continuăm parcursul bun. N-am fotbal. În fotbal favoriți sunt decât să zic așa, poate campionii mondiali și europeni. În rest, în orice moment pot să apară surprize. Așa că, sincer, n-aș vrea să avem parte de surprize la meciul ăsta. Am zis că au probleme mari în... În a face echipa, jucători care unii nu mai vin, vă dați seama o tensiune la ei și zic eu că câștigăm la pas. România-Ungaria se joacă sâmbătă la TVR1 de la ora 19. Sâmbătă aveți o singură variantă, victoria. Hai România! Copii, curaj! Curaj și victorie!